Bună ziua, este ora 13, bine v-am regăsit, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți și astăzi. Vă propun un subiect extrem de interesant și important, mielomul multiplu, o formă de cancer de sânge. Vom vedea exact care sunt simptomele în cazul acestei afecțiuni, care sunt categoriile de pacienți predispuse la acest tip de cancer și care este situația acestei boli în România, dar și la nivel european și mondial. Permiteți-mi să vă prezint invitații mei la această oră. În platou alături de mine, cum deja v-am obișnuit, medicul Nicolae Fotin. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua! De asemenea, legătură telefonică directă, ni se va alătura profesorul universitar dr. Daniel Coriu, este președintele Colegiului Medicilor din România. Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule profesor. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum 360 Medical. Vreau înainte de toate să urmărim un material pregătit de colegii de la 360medical.ro legat de acest subiect, după care începem și dezbaterile. Mielomul multiplu e un tip de cancer care se manifestă prin multiplicarea necontrolată a plasmocitelor de la nivelul măduvei osoase. Astfel, plasmocitele încep să se dividă necontrolat, producând o proteină anormală. When I was diagnosed, I was in a really bad way. I was yellow and gaunt and confused and dizzy and all these things. I resigned myself to my fate, which was to heal myself. Această afecțiune are mai multe grade de dezvoltare. În stadiul inițial se observă doar prezența acestei proteine anormale. În stadii avansate, boala poate progresa spre leucemie cu plasmocite, o formă gravă. Totuși, tratamentul acestei afecțiuni s-a îmbunătățit considerabil în ultima perioadă. Multiple myeloma is a bone marrow cancer. When I started on staff, the 3-year survival with myeloma was only about 29% and now it's up to close to 90%. Cauza mielomului multiplu nu este clară. Totuși, specialiștii consideră că există anumiți factori care favorizează apariția bolii, precum cauze genetice, inflamații cronice, factori infecțioși și de mediu, dar și expunerea la radiații. Da, am văzut câteva informații generale în ceea ce privește mielomul. Domnule doctor Fotin, care ar fi categoriile de pacienți predispuse la acest tip de cancer de sânge și care este situația la nivelul României și la nivel european în ceea ce privește această afecțiune? Ca să completăm informațiile din material, trebuie să menționăm că mielomul multiplu este încadrat la categoria de boli rare. Defineam noi în emisiunile noastre bolile rare ca fiind acele boli care afectează o persoană la 2000 ca și definiție. Asta nu înseamnă că aceste boli sunt mai puțin importante, chiar dacă ele apar mai rar în populație, dar impactul pe care o astfel de boală îl are este unul destul de semnificativ. La nivel european sunt anual diagnosticate aproximativ 39.000-40.000 de cazuri noi anual. Important este că, deși există o îmbunătățire a opțiunilor terapeutice, încă există o mortalitate destul de importantă pentru această neoplazie. În România sunt diagnosticați în media anual 700 de cazuri noi anual, care la această dată se adaugă unui număr de peste 2000 de cazuri aflate în tratament. Astfel, important este faptul că este o boală rară, care se diagnostichează destul de greu, pentru că simptomatologia se suprapune peste alte diagnostice și poate fi ușor de confundat. Și pe de altă parte, oamenii ajung tardiv la medicul specialist, care pentru această neoplazie este medicul hematolog, care să-i stabilească tratamentul și conduita pe care o are de urmat. Domnule profesor, vreau să vă întreb care ar fi simptomele mielomului multiplu și cum se diagnostichează această afecțiune. A spus domnul doctor Fotin că se suprapun oarecum simptomele cu cele ale altor afecțiuni, fapt care ar îngreuna cumva munca specialiștilor până la un diagnostic clar. Da, este foarte corect ce spuneți, dar aș vrea să fac o completare la ceea ce a spus domnul dr. Fortin.
Despre incidența în România, 700 este o incidență estimată de Globocan, nu este cea reală. Noi nu avem încă un registru național funcțional. Din datele noastre, datele strânse la nivel național, cred că sunt în jur de 450-500. Sigur, eu nu pot, noi bănuim ar fi mult mai multe, dar probabil din anumite motive pierdem aceste cazuri. Revenind la întrebarea dumneavoastră, pentru mielom multiplu ne aflăm în două situații oarecum diferite. Prima situație când este un diagnostic întâmplător. Un domn, o doamnă, 50-60 de ani, face toate analizele de rutină și la electroforeză se descoperă un component monoclonal. Și atunci începe investigațiile și se pune diagnosticul de mielom multiplu. Deoarece nu are niciun fel de simptom, se va numi mielom multiplu asimptomatic. Subliniez acest lucru pentru că în această fază pacientul nu are nevoie de tratament. Al doilea scenariu este pacientul simptomatic. Exact cum a fost în materialul prezentat de dumneavoastră, acele plasmocite maligne infiltrează măduva. Asta înseamnă două lucruri. Odată destrucția osului și, al doilea rând, anemie. Deci pacientul va avea semne legate de destrucție osoasă, adică dureri osoase, și asta este cel mai tipic debut. Și, în al doilea rând, anemie, eventual semne legate de hipercalcemie și boala renală. Aceste patru semne reprezintă semne de boală activă, deci reținem anemie, hipercalcemie, boală osoasă și boală renală. Și astea sunt semnele care indică obligatoriu terapia, intervenția terapeutică. Legat de diagnostic, este un diagnostic complex care necesită obligatoriu ca pacientul să fie internat într-un centru de specialitate, unde să fie o echipă dedicată mielomului multiplu. Presupunem mai multe analize de sânge, bineînțeles analizele obișnuite, hemogramă, calcemie, creatinină, beta de microglobulină, dar analize specifice, electroforeză, dozări de imunoglobulină, imunofixare și o tehnică mai nouă care se numește identificarea lanțurilor libere ușoare. De asemenea, în același timp facem examenul de măduvă, care trebuie să identifice un procent mai mare de plasmocite. Facem un examen special numit FISH pentru a vedea dacă există anomalii genetice care să ne dea un prognostic negativ. Și în același timp va trebui să facem analize care să ne arate extensia leziunilor osoase. Facem ceea ce se numește whole body CT, deci un tomograf care va scana toate segmentele osoase. Astea sunt pe scurt principalele analize care sunt necesare pentru pacientul cu mielom multiplu. Mi-a tras atenția ceea ce a spus în debutul acestei intervenții, domnule profesor, faptul că există o primă fază a acestei afecțiuni care este asimptomatică și că în acea situație pacientului nu îi se administrează un tratament. Este vorba despre o perioadă de timp în care nu se administrează tratament sau nu este necesar? Deci corect. Deci observația noastră este foarte corectă. Deci noi mielom multiplu asimptomatic și acest pacient va avea nevoie de o monitorizare atentă la 3 luni inițial și apoi la 6 luni. Când apar semne de boală activă, se face terapie. Dacă nu, deci avem pacienți care stau 10, 20 de ani, 30 de ani fără să fie nevoie de intervenție terapeutică. Cu o formă asimptomatică. Și corect, cum se depistează corect. Dacă spuneați că simptomele lipsesc în acest caz? Exact ce spuneam la început, de obicei este descoperire întâmplătoare la analizele de rutină. Am înțeles. Domnule doctor Fotin, poate fi tratat un astfel de cancer de sânge sau doar se ține sub control și se administrează un tratament pacientului? Este un cancer care nu este curabil la această dată, așa cum foarte frumos ne-a explicat domnul profesor. Sunt în funcție de stadiile de boală sau de momentul în care este depistat pacientul, se intervine terapeutic sau se intră într-o monitorizare și probabil că o să ne explice domnul profesor mai pe larg. Scopul terapiei pentru mielom ar avea ca și obiectiv intrarea în remisiune, menținerea acesteia cât o perioadă cât mai lungă de timp
și îmbunătățirea calității vieții pacientului, de exemplu, prin diminuarea simptomatologiei în momentul în care simptomele apar și afectează calitatea vieții pacienților. Tratamentele sunt disponibile. Mai este o particularitate la această neoplazie, că pe măsură ce boala evoluează, tratamentele se epuizează, opțiunile terapeutice se epuizează. Deși cercetările în domeniul terapiilor au cunoscut o evoluție bună și din această perspectivă, pacienții având la această dată, desigur, în anii anteriori, dacă mă întrebați, am fi putut discuta de niște provocări legate de accesibilitatea la tratament, dar acum există liniile necesare tratamentelor în cadrul Programului Național de Oncologie. Cu toate acestea, există preocupări de cercetare care să adreseze exact această epuizare a opțiunilor terapeutice. Și anul trecut, de exemplu, la Congresul American al Societății de Oncologie Clinică din Statele Unite, au fost prezentate două studii promițătoare care aduc ca și arsenal terapeutic ultimele, să le spunem așa, inovații, exact, terapii celulare, terapii genice, care sunt în stadiu de dezvoltare, au fost două, sunt și în România pentru alte tipuri de boli hematologice, dar se încearcă această abordare și se pare că cu succes și pentru mielomă multiplu. Care ar fi speranța de viață în cazul pacienților diagnosticați cu acest tip de cancer de sânge? Cred că domnul profesor ne poate spune mai bine. Acum, dacă, așa cum am văzut și în materialul de prezentare, speranța de viață era una redusă, cu aceste terapii care au apărut în ultimii ani, speranța de viață s-a îmbunătățit. Acum, cred că în practică acest lucru se observă mult mai bine și domnul profesor ar putea să ne spună, cred că pacienții trăiesc și peste 10 ani, 10 de ani cu terapiile existente. Cum se realizează, domnule profesor, accesul pacienților la diagnosticare și ulterior la tratament? Și vreau să ne vorbiți puțin despre tipurile de tratament care sunt administrate pacienților în funcție de faza bolii. Domnul doctor Fortin a prezentat foarte bine obiectivele. Obiectivele noastre, de fapt, prelungirea supraviețuirii și o calitate a vieții foarte bună. Și aici are perfectă dreptate. De asemenea, are dreptate, în ultimii 10 ani, în mielom multiplu, s-au făcut niște progrese fantastice în domeniul terapiei. Avem mai multe clase terapeutice, avem imunomodulatori, talidomidă, lenalidomidă, pomalidomidă, avem inhibitori de proteazom, 3 clase, bortezomib, ixazomib, cafizomib, avem anticorp monoclonal. Și partea bună este, și de asemenea avem autotransplantul pentru pacienții eligibili. Partea bună este că toate aceste opțiuni sunt disponibile și în România. Și trebuie să vă spun, ați adus vorba de supraviețuire, deci clar, mielom multiplu nu se vindecă. Și avem două reguli. Intervenim atunci când este nevoie, numai în boală activă, și cu ajutorul acestor terapii am reușit să prelungim mediana supraviețuirii de la 3 ani, cum spunea în materialul introductiv de la început. La ora actuală vorbim de o mediană supraviețuire în jur de 7 ani, ceea ce este fantastic, mai mult decât dublu. Și șansele pacienților noștri de a trăi mult sunt mult, mult mai bune. Dar, exact cum a sesizat domnul doctor Fortin, faptul că avem mai multe terapii ne complică oarecum strategia noastră. Pentru că aceste medicamente trebuie să fie folosite într-o anumită ordine. Practic, pentru fiecare pacient există un plan terapeutic, o strategie terapeutică pe care medicul curant trebuie să-și o definească de la început în funcție de particularitățile pacientului. Și aici subliniez de 10 ori experiența echipei. Mielom multiplu trebuie să fie o echipă dedicată. Noi, în Institutul Clinic Fundeni, am reușit să avem astfel de echipă. Bine, nu avem echipe pentru toate bolile.
pentru leucemie acută, pentru imofilie și mai departe, pentru limfame. Și avem o echipă dedicată numai pentru mielom multiplu și gamma patimonoclonal. Aici intră boala Waldenström și amiloidoza. De ce? Pentru că mielomul multiplu este o boală specială care necesită foarte multe cunoștințe de medicină internă și, de fapt, aici tratamentul se face într-o echipă multidisciplinară, cu neurolog, cardiolog, nefrolog, imagist și, bineînțeles, o echipă de laborator foarte, foarte bine pregătită, care să ne ofere rezultatele în timp real și rezultatele de care avem mare nevoie. Am înțeles. În această perioadă, domnule profesor, de un an și jumătate aproape încoace, s-a modificat într-un fel accesul pacienților la tratament, la medicație, nu știu, modul în care au putut interacționa cu medicii curanți, cu acele echipe despre care vorbiți dumneavoastră? Deci, trebuie să vă mărturisesc că inițial, cel puțin în prima lună, nu am știut să reacționăm foarte bine. Cu toate am fost speriați și noi și pacienții. Trebuie să plecăm de la următoarea realitate. Pacientul cu mielom multiplu este un pacient imunodeprimat. Această boală, care este o boală a plasmocitelor, adică celulele, tocmai acele celule care ar trebui să ne apere și să producă anticorpi, înseamnă o imunodepresie foarte, foarte profundă. Ce am făcut, sigur, în primul rând, prima lună, v-am spus, abia am reușit să facem un plan, după care lucrurile au mers foarte bine și au reintrat în normalitate. Practic, pacientul care avea o boală controlată, încercam să trecem pe terapie orală și să rărim vizitele. Folosim foarte mult telemedicina, telefonul, WhatsApp și așa mai departe, e-mail-ul, folosind aceste mijloace de comunicare. Pentru pacientul care avea boală sau are în continuare boală activă, acest pacient trebuie tratat, adică indiferent de situație, el trebuie admis în spital și tratat. Ceea ce am mai făcut în plus și facem în continuare este testarea tuturor pacienților care sunt admiși în hematologie, pentru că toți pacienții hematologici sunt pacienții imunodeprimați și atunci este nevoie de acest screening la internare pentru a evita admisia pacienților pozitivi pentru SARS-CoV. Încă un lucru care a trebuit să-l facem, am renunțat la autotransplant în această perioadă. De ce? Pentru că autotransplantul induce o imunodepresie severă care se adaugă imunodepresiei de boală și cu riscuri care nu de puține ori pot fi fatale pentru pacient. De asemenea, o altă problemă este răspunsul modest la vaccinare la pacienții care primesc autotransplant. Dar deja în ultimele luni începem să reintrăm într-o normalitate, deja numărul de internări este mai mare ca înaintea pandemiei, deci intrăm într-un făgaș normal. Deci ușor, ușor lucrurile revin la normal. A spus răspuns modest al pacienților la vaccinare. Din ce cauză? Pentru că răspunsul imun este dat tocmai de aceste plasmocite. Deci un om normal răspunde la vaccinare tocmai cu ajutorul acestor plasmocite și limfocite B. Iar pacientul cu mielom multiplu are o mare, mare problemă pentru linia celulară B și la nivelul plasmocitelor. Deci, practic, nu ar fi vorba de reavoință din partea pacienților, ci pur și simplu sunt eficiente vaccinurile. Departe de mine acest gând. Noi chiar am făcut un studiu pe câteva sute de pacienți. Mulți pacienți au titlul scăzut, foarte scăzut, chiar spre zero de anticorpi neutralizanți. Anti-SARS-CoV-2. Am înțeles. Chiar după a doua doză, nu? Deci, practic, nu răspunde corect, organismul. Corect. Este un răspuns foarte modest. Da, poate se găsește, cine știe, un tratament sau o soluție și în cazul acestei categorii de pacienți. Păi, cea mai bună soluție la momentul acesta este profilaxia.
Și un lucru care l-am spus întotdeauna, aceste metode profilactice care le-am folosit au ajutat foarte mult. Până în 2020, noi aveam cam în fiecare sezon de gripă 3-4 pacienți care decedau din cauza gripei. Acum nu, mortalitatea prin gripă a fost zero. Nu am avut niciun pacient. Am avut câțiva pacienți pierduți prin infecție COVID-19, dar asta arată că folosim metodele profilactice, spălatul pe mâini, masca, sunt metode care sunt extrem de utile și ne protejează. Cu atât mai mult cu cât sunt singurele. Da, mergem într-o foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim și cu alte detalii despre acest subiect. În doar câteva minute continuăm discuția cu domnul profesor Daniel Coriu și cu medicul Nicolae Fotin. Am revenit în direct și continuăm să discutăm despre mielomul multiplu, o afecțiune, un cancer, o boală rară, un cancer de piele, o categorie de cancer de piele. În continuare, domnul profesor, cancer de sânge, îmi cer scuze. În continuare, domnul profesor Daniel Coriu, prin telefon în direct alături de noi, și domnul doctor Nicolae Fotin în platou. Domnule doctor, cu dumneavoastră aș continua, pentru că vorbeați despre tratamente noi, inovative, și despre accesul pacienților la acest tip de tratamente. Cum se face el? Și o să discutăm imediat cu domnul profesor și despre acele categorii de pacienți care sunt predispuși să facă un astfel de cancer. Acum, accesul la tratament, există un program național care asigură tratamentele mai încet sau mai rapid. Încă nu avem o predictibilitate în asigurarea tratamentelor după autorizarea acestora. Dar, într-un final, ajung și pacienții români să beneficieze de tratamente așa cum au toți europenii. Există însă mecanismele pe care noi le-am mai discutat, în care pacienții pot avea acces mai rapid înainte de autorizarea unui medicament prin utilizarea studiilor clinice, astfel încât să aibă acces la ultima inovație chiar înainte ca ea să ajungă în programul despre care vorbeam și care, desigur, aduce beneficii atât pentru pacient, cât și pentru sistemul de sănătate și pentru cercetare. Abia așteptăm studiile cu terapiile celulare despre care vă spuneam să ajungă și în România, sperăm. Domnule profesor, ziceam că vom discuta despre categoriile de persoane care sunt expuse, dacă vreți, sau predispuse să contracteze acest tip de boală rară, mielomul multiplu. Deci trebuie să spunem de la început că nu cunoaștem acest lucru. N-avem, cu precădere, care decât, sunt categoriile? Decât niște informații epidemiologice. Absolut, da. Știm că pacienții peste 65 de ani au această probabilitate mai mare să facă mielom multiplu și pacienții bărbați, sexul masculin. Dar cine face, sigur, orice, fiecare pacient care vine la noi ne pune această întrebare, de ce eu? Nu știm. În mod corect, ăsta ar trebui să fie răspuns, nu știm de ce. Și cred că trebuie să fim onești în fața pacienților și nu cred că trebuie să emitem ipoteze. Și în cazul acesta, care ar fi recomandările dumneavoastră pentru ei, pentru pacienți? Păi, în primul rând, pacientul trebuie să acorde atenție semnalelor de avertizare primite de la organism. Când ceva este în neregulă cu noi, ne doare ceva, oboseală, asta este un semnal de avertizare, mai ales dacă aceste lucruri persistă. Și cel mai important lucru este să nu neglijăm și să ne prezentăm la medic. Sigur, nu neapărat mielom multiplu, poate să fie orice altă boală, dar nu trebuie să neglijăm. Trebuie să consultăm medicul, să facem analize și, sigur, dacă există această neșansă ca să primească diagnosticul sau suspiciunea de mielom multiplu, să
să ajungă la un medic care să fie obișnuit cu această boală. Din nefericire, nu sunt în România foarte mulți medici dedicați mielomului multiplu. Și de asemenea, avem asociații de pacienți, o asociație foarte activă, este SOS Mielom, care oferă sprijinul logistic pentru acești pacienți cu informații și nu în puține cazuri chiar oferă medicamente în anumite cazuri. Cât poate dura punerea unui diagnostic în cazul pacienților depistați cu mielom multiplu? Depinde de caz, depinde de caz. Am avut și situații în care a durat un an de zile pacientul boală renală la care nu s-a investigat cauza, a intrat direct în hemodializă și el avea de fapt mielom multiplu. Dar de obicei, dacă este o boală activă, cu zgomotoasă, cu dureri osoase, nu lasă pacientul și atunci pacientul se va prezenta la medic, medicul face o radiografie sau un examen imagistic, CT sau RMN, care identifică lesiunea osoasă și atunci deja se ridică o suspiciune înaltă de mielom multiplu. E vorba de săptămâni sau luni. Și în cazul în care nu este vorba despre o boală zgomotoasă, vorbeam despre acea categorie de pacienți care fac mielom multiplu asimptomatic, aș vrea să venim cu niște sfaturi și niște clarificări clare, domnule profesor. De exemplu, o boală care este depistată la un control de rutină, da, dar totuși trebuie efectuate după o anumită vârstă, înțeleg, câteva analize în plus, nu? Pentru a putea să eliminăm absolut toate riscurile. Ar fi ideal. Care ar fi acestea? Electroforeza. Electroforeza de proteină. Asta este cea mai importantă analiză. Nu este o analiză scumpă, care trebuie să fie făcută odată la un an, la doi ani, la fiecare pacient. Și aceasta ne poate pune diagnosticul de mielom multiplu asimptomatic. Dar, repet, important este ca acest pacient să ajungă într-un centru specializat și diagnosticul de mielom multiplu asimptomatic nu înseamnă terapie. Chiar trebuie să nu se facă terapie și numai monitorizare. Nu înseamnă terapie, însă trebuie, exact cum spuneați dumneavoastră, avut în vedere niște aspecte și poate un control mai amănunțit ulterior. Absolut pentru corect. A elimina absolut orice corect. Risc. Absolut corect. Deci este vorba de analize suplimentare care trebuie făcute de la o anumită vârstă de către pacienți la pachet cu acelea uzuale, anuale. Exact, exact. Și medicii de familie sunt instruiți, știu ce au de făcut. Când văd un pacient cu proteină monoclonală pe electroforeză, atunci orientează direct spre hematolog. Am înțeles. Domnule profesor Daniel Coriu, vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție telefonică și pentru informațiile extrem de importante pe care ni le-ați furnizat. Mai mergem încă într-o pauză de publicitate de 2-3 minute de această dată, după care revenim și tragem concluziile cu medicul Nicolae Fotin. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct și tragem și concluziile acestei emisiuni. Discutăm despre mielomul multiplu, o formă de cancer de sânge, o boală rară întâlnită în cazul câtorva pacienți în România. Nu sunt foarte multe persoane diagnosticate cu acest tip de afecțiune, însă foarte important, domnule doctor Fotin, este ca fiecare dintre cei care urmăresc această emisiune să înțeleagă că este imperios necesar să ne prezentăm la medic, cel puțin la cele analize uzuale și după o anumită vârstă să efectuăm suplimentar niște investigații. Ca și concluzie, este o boală rară, o boală, o neoplazie a sistemului sanguin, a sângelui, practic niște celule care în mod normal sunt implicate în sistemul imunitar, în fabricarea de anticorpi, de această dată degenerează malign și produc o proteină anormală care este responsabilă de simptomatologia bolii.
Se poate diagnostica în mod uzual prin analizele de sânge, la care se adaugă, sigur, și ne-a spus domnul profesor, de forma simptomatică, iar dacă devine simptomatică, se adaugă de obicei durerile osoase. Față de ce este interesant, că față de datele existente epidemiologic, domnul profesor ne-a dat o cifră, un număr al pacienților identificați, aproximativ la jumătate de cei din statistici, ceea ce nu înseamnă neapărat că nu există, ci că nu sunt diagnosticați la această dată acești pacienți. Este o boală care am văzut că în forma simptomatică intră în monitorizare, în echipe multidisciplinare la care capăt de linie este medicul hematolog, împreună cu alte specialități medicale în funcție de complicațiile pe care pacientul a apucat să le facă din cauza acestei boli. Pot fi renale, am văzut insuficiență renală, osoase sau altele. Există terapii aprobate pentru această boală, dar de asemenea am văzut că nu orice stadiu al bolii se tratează. Există cercetări la această dată care au ca obiectiv creșterea speranței de viață, speranță de altfel care s-a îmbunătățit în ultimii 10 ani. Nu mai este aceeași problemă legată de supraviețuire cu această patologie așa cum era acum 10 ani și viitorul sună bine prin terapiile celulare, inovația de top din acest secol în ceea ce absolut privește bolile. Și trebuie să punem accentul, repet, pe investigațiile periodice la care trebuie să ne prezentăm. Anuale. Anuale, da, mai ales după o anumită vârstă, când acestea trebuie completate cu o serie de analize în plus. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor Fotin, revedem duminica viitoare. Aceasta a fost emisiunea 360 Medical de astăzi, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. La ora 14 fix vă aștept la Talk B1, o discuție foarte interesantă cu sociologul Gelu Duminică. Ne revedem în doar câteva minute. Pe curând!